Salutare și bine v-am găsit! Ararat este un munte vulcanic situat în estul Anatoliei, pe platoul Armeniei, în apropierea granițelor Turciei cu Armenia, Iran și enclava Nahicevan din Azerbaidjan. Vârful său, cu o înălțime de 5137 metri, reprezintă punctul de maximă altitudine din Turcia. La 10 și am ajuns la punctul de intrare în traseu. Adie ușor vântul, este senin, iar lumea se pare că va fi foarte bună. Este ora 2:30 și suntem la altitudinea de 3320 de metri. E foarte spațios, văd că este un Quechua, are două compartimente, iar spațiul este destul de generos. Avem saltele pe jos, nu trebuie să mai întindem izoprenele. Poftă mare! No chance to reach the summit. No Bună dimineața, este ora 7:30. Să ne trăim cu un ceai la 7:30 dimineața. Da, și eu și Iulia ne-am trezit mai devreme, în jur de 5:30. Dar... Cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Deci, într-adevăr, avem acolo sus, da? Obiectivul pentru astăzi. Deocamdată ne simțim bine aici. Puțin sigur. Bronz, ăsta de 3300, nu? 3233, acolo. Un ceai, că tot este tipic de zonă, da. Interacționăm puțin, că avem cu cine. Asta numai să nu ne aud acasă. Mai sunt niște grupuri de ucrainiene pe aici. Așa. Și vom urca împreună. Au, nu numai în spatele lor. În spatele lor, da. Le protejăm, asta e, suntem bărbați, trebuie să protejăm. Noi venim cu propteaua în caz de... Iulian spune că s-a trezit în trei picioare. Asta e puterea ceaiului. Da, 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 da. Colegii noștri sunt în pregătire și ei. Da, ei sunt colegii... Nemți. Berlinezi. Sunt berlinezi. Deci vârful Arara se vede... Cerul frumos, senina... Se vede acolo unde sunt petice de zăpadă. Acolo vom urca mâine. Vremea se anunță frumoasă, este soare, nori deloc, nici vânt nu este, ieri n-a mai răcorit vântul. În curând vom servi și micul dejun.
Masivul Ararat are la bază o lățime de aproximativ 35 km și două vârfuri proeminente, cel secundar fiind numit Micul Ararat cu 3896 metri. Mai sus se află tabăra a doua, unde vom în optanță. Am ajuns la 4150 de metri. Acesta este cortul în care vom dormi astă seară. De la tapăra 1 până aici, la tapăra 2, am urcat 800 de metri. Este senin, avem vizibilitate maximă, ne bucurăm de priveliști. Iar acum o să încerc să mă odihnesc. Undeva la 12 noaptea ne vom trezi, iar la 1 va fi plecarea spre vârf. Iată și vârful. Primele tentative de a ajunge pe vârful muntelui Ararat au fost înregistrate încă din Evul Mediu, dar prima ascensiune a fost în 1829. Muntele este denumit Agri Dagi sau Masis, dar încă din Evul Mediu a fost cunoscut sub numele de Ararat. Deși se află în afara granițelor Armeniei moderne, muntele Ararat este principalul simbol național al Armeniei, fiind considerat de armeni un munte sacru, reprezentând un simbol proeminent în literatura și arta armeană și o icoană pentru iredentismul armean. Muntele este înfățișat pe stema Armeniei împreună cu arca lui Noe. În ciuda multiplelor expediții de-a lungul mai multor secole, arca lui Noe încă nu a fost găsită.